Bine v-am regăsit, dragi cititori Herald. Iată-ne din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul acestei frumoase campanii pe care de altfel am prelungit-o. Este vorba despre Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine, o campanie joc, i-am putea spune. O campanie în care am strâns alături de noi toți colaboratorii sau majoritatea colaboratorilor și a prietenilor dragi care au fost alături de editura Herald în decursul acestui an, iarăși alături de care am făcut foarte multe materiale împreună, foarte multe interviuri pe care le-am oferit cu drag dumneavoastră cititorilor noștri. Astăzi, alături de noi, este o prietenă foarte dragă și mă bucur nespus pentru faptul că am reușit să ne facem puțin timp printre sărbători, printre zilele de sărbătoare de Crăciun, să facem un mic material, un mic interviu. Este vorba despre Mihaela Tatu, coach trainer, și vom povesti un pic despre anul acesta, 2020, care, iată, stă să se încheie, cu ce gânduri am putea spune privim către 2021, același mesaj pe care Mihaela Tatu vi-l oferă și dumneavoastră, dragii noștri cititori. Nu uitați, în această perioadă, în perioada campaniei online Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine, organizată cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, sărbătorilor de iarnă, toate cărțile de pe site-ul editurii Herald au o reducere de 30%. Așadar, Mihaela, cu ce gânduri încheiem acest an? Cu siguranță a fost un an greu pentru toată lumea, un an provocator și iată cu ce gânduri și cu ce mesaje începem 2021. În primul rând, bine te-am găsit pe tine și pe cei care, iată, își rup din timpul lor și mai caută pe acolo pe net și mai văd întâlniri care construiesc ceva în ființele celor din jur. Asta mă bucură extraordinar și când spun asta, mă gândesc în mod deosebit la tine, Sorin, pentru că mi se pare că ești neobosit. Indiferent de vreme, indiferent de vremuri, tu ești prezent cu tot felul de campanii care ajută copiii nevoiași, care ajută tinerii care nu-și găsesc drumul, care ajută oamenii aflați la ananghie, pentru că sunt foarte mulți. Noi, vezi tu, sunt cinci degete la o mână și nu seamănă unul cu celălalt. Cam așa e și cu oamenii. Unii pot face față cu bine anumitor situații, alții încep să-și pună întrebări existențiale, dar nu constructive. Tinerii mai ales în ultima perioadă și chiar am asistat ieri la o discuție, își pun întrebarea, dar asta să însemne oare viața? Pentru că trece pe lângă tine. Să muncești, să vii acasă, să muncești, să vii acasă, doar, sau să muncești de acasă în continuu, să muncești de acasă. Oare asta înseamnă viață? Dacă asta înseamnă viață, ei nu prea mai sunt mulțumiți cu asta și încep să gândească mai neprietenos și încep să vadă partea mai întunecată a existenței, care, repet, pentru care nu sunt pregătiți. Pentru că nu suntem întotdeauna pregătiți pentru ceea ce am trăit în perioada asta. Din altă perspectivă, uite-te și tu când ne-am întâlnit. În duminica, a treia zi de Crăciun, în duminica Sfântului Ștefan. Ce bucurie mai mare, grație divină să coboare asupra noastră și asupra dialogului pe care îl avem acum. Și cu ocazia asta am să le urez tuturor celor care își sărbătoresc astăzi onomastica să aibă parte de împliniri, de perspective deschise mentale, de armonie, de sănătate și de bucurii. Și să li se întâmple nu întotdeauna doar lucruri minunate, pentru că iată, nu suntem pregătiți pentru celelalte. M-ai întrebat despre această perioadă. Să știi că nu e o perioadă ușoară prin care trece omenirea, pentru că, iată, nu e doar la nivel de România. Se întâmplă această poveste la nivel mondial. Însă știi cum se mai spune că dacă va apărea vreun război al treilea, al patrulea, nu vor rezista nici cei puternici și nici cei deștepți, ci cei care pot, știu să se adapteze la ceea ce se întâmplă. Pentru că astfel are loc un soi de selecție naturală. Ori flexibilitatea, maleabilitatea, adaptarea la mediu sunt niște atribute care ar trebui să facă parte din omul care își dorește să-și ducă viața mai departe într-un mod așezat mental. Au trecut câteva luni bune,
cam vreo 10 de când trecem prin ceea ce trecem. 8, 9, 10, nici nu mai contează. Important este că trebuie să facem față nu doar situației în sine, ci acestui tumult de informații panicoase care ne picură otrăvuri în ureche. Cred că ar trebui să fim niște oameni echilibrați. Și acum vorbesc din perspectiva mea. Nu pot să schimb această situație. Nu numai că nu pot să o schimb, însă va trebui să mă și obișnuiesc cu ea. Va face parte din viața noastră această poveste cu care ne-am confruntat în ultima perioadă? Va face parte din viața noastră de acum încolo? Din viața mea ca mamă, poate viitoare bunică, ce trebuie să fie un exemplu pentru cei mici? Din viața părinților, din viața tinerilor, care poate nu vor cunoaște altfel de viață, altfel de perspectivă de a-și petrece timpul, o perioadă de timp de acum încolo, decât așa, cu măști, ne ieșind la terase, ne petrecând în cluburi așa cum petreceau odinioară. Ce mă doare cel mai tare este că zona culturii, zona artelor, este grav avariată. Aia sufăr, pentru că nu mai am posibilitatea să văd un concert, nu mai am posibilitatea să particip live la un spectacol, la o piesă de teatru sau la un concert de muzică clasică sau orice fel de concert. Asta doare, pentru că asta înstrăinează cumva și există un soi de energie pe care trebuie să o pătrundem. Apoi, la capitolul socializare din nou vom avea de suferit o perioadă, pentru că nu mai avem posibilitatea să ne întâlnim ca odinioară, să ne îmbrățișăm, să facem lucruri împreună. Da, pe de altă parte, suntem vii, trăim, avem șansa de a admira pădurea, răsăritul, o prăjitură cu frișcă, un dialog cu Sorin, o plimbare cu câinele. Avem șansa să trăim, să ne bucurăm de prieteni. Așadar, eu zic că dacă tot va trebui să ne obișnuim cu această poveste, care este o viroză, o viroză mult mai gravă, dar e tot o viroză, căreia încă nu i s-a dat de cap, cu toate că există tot felul de vaccinuri, încă nu știm cam cu ce se mănâncă, atunci mintea și interiorul nostru ar trebui să fie pregătite. Și aș face o mică completare, îmi cer iertare, aș face o mică completare la cele spuse de tine. Într-adevăr, lipsește contactul fizic, tot ce ai spus tu legat de prieteni, de... Știu ce vrei să spui și mi-ai luat vorba din gură, continuă. Dar, de exemplu, și îți mărturisesc cu toată sinceritatea acest lucru, eu nu mă vedeam, dacă îmi spunea cineva în urmă cu un an de zile că noi doi vom avea o astfel de discuție. La cât sunt? 600 de kilometri distanță, cred că sunt între 600, București, da. Și Oradea. Eu sunt la Oradea. Exact. N-aș fi crezut. Pentru că, uite, plusul, pe lângă alte plusuri pe care le-a adus această perioadă, cred că plusul care a... Știi cum e? E o vorbă, nevoia te învață. Plusul pe care l-a adus această perioadă este și tehnologia care cumva a venit în ajutorul oamenilor. Pentru că într-o oarecare măsură, pentru că poate n-am fi putut, nici nu ne-am fi gândit noi să facem, să ne vedem, să ne auzim, să existe această conexiune prin intermediul unei platforme Zoom sau Skype, în urmă zic și eu cu un an de zile. Skype făceam, pentru că fiica mea locuiește în Berlin de 7 ani de zile și ne vedem de 4 ori pe an și restul facem Skype, da? Skype-ul exista, tehnologia exista, însă nu o vedeam din această perspectivă. A cursurilor făcute online, a acestor discuții ținute online, a serviciului pe care, iată, ți-l desfășor la distanță. Însă a mai adus ceva această perioadă. Eu m-am apucat de pictat. Îmi doresc să fac asta de o viață. Obiectivul acestui an care a trecut a fost să învăț să cânt la pian. N-am putut să o fac pentru că m-am apucat de pictat, n-am fost pregătită pentru pian. În schimb, la anul, cu certitudine asta voi face.
pentru că m-a adus cumva înspre inter. Filozofia de viață europeană este de fântână arteziană. Să trăim mult în afara noastră, să facem bulbuci în afara noastră, să ne intereseze ce fac vecinii, ce fac amicii, ce se întâmplă în stânga și în dreapta. Apoi, informația este cel mai puternic factor poluant. Cred că această perioadă a venit cu puterea de a discerne ce e bine și nu pentru ființa ta. Cred că această perioadă a venit cu timpul pe care nu-l mai găseam pentru a face lucruri pe care ni le-am dorit o viață întreagă. Cred că n-am mai citit atât de pe vremea de acum vreo 4-5 ani. Și asta îi spuneam lui Sorin mai devreme, că am învățat în ultimii 7 ani cât n-am învățat în restul. Pe de altă parte, cât am citit în ultima perioadă, n-am mai citit de nu știu câtă vreme. Apoi, de exemplu, ce mi-a mai adus această perioadă și dacă râs nu știu ce-ți fac, am început să mă trezesc mai târziu și nu mai am sentimentul de vinovăție că, știu eu, uite, astăzi este duminică și cobor din pat la ora 9. N-am coborât de la ora 9 pentru că am grădină, da? Dar vorbesc în general, da? Să fie vreme urâtă și să rămân în pat până la ora 9. Oh, până nu de mult mi se părea o nenorocire că stau și pierd timpul și trece timpul pe lângă mine. Nu, timpul curge în structura și în firescul lui și noi nu suntem dușman sau prieten timpului, cu ăla mai poți negocia. Îi suntem aliat. Și umăr la umăr mergem în existență odată cu el. Ce este important este să știm că fie că ne zbuciumăm, fie nu, lucrurile vor continua să meargă pe această linie. Haideți să lăsăm deoparte aceste știri, repet și mă întorc și am să spun constant, care creează un soi de panică în adâncul ființei. Și să începem să gândim, să trecem prin filtrul gândirii și judecății noastre și ale emoțiilor noastre. Nu e ușor, mai ales pentru breslele care au de suferit profesional. Și vorbeam despre artiști, vorbeam despre învățământ. Mie mi se pare o mare nenorocire, dar e adevărat că avem această găselniță. Să facem cursurile online, dar nu e în regulă. Și știm cu toții că nu e în regulă, pentru că nu vorbim cu niște adulți care au capacitatea de a se concentra un anumit timp pe un subiect, ci vorbim cu niște copii care au nevoie să alerge, să-și consume energia în mod fizic și să se întoarcă liniștiți la concentrarea mentală. Ori, o igienă personală mult mai atentă, o mentalitate care nu ia în calcul ideea paranoică de îmbolnăvire obligatorie, ci să facă parte această poveste din viața noastră și noi să ne vedem mai departe de viața noastră. Eu îmi văd mai departe de cursuri, am plecat din Oradea, am ajuns în perioada pandemiei, am ajuns la Constanța și la Sibiu și la Cluj și la Iași, pentru că era nevoie de mine acolo. Bineînțeles că am fost atentă, bineînțeles că nu mai am aceeași deschidere și exuberanță să mă îmbrățișez sau mai știu eu, sau cu masca la gură, dar nu mi doresc să-mi schimonosească viața și modul de gândire această poveste cu care oricum trebuie să mă obișnuiesc. Am grijă la alimentația mea. Mult mai atentă, mănânc mai puține dulciuri și mai puțin carbohidrați. În așa fel încât vitaminele, legumele, mineralele și vitaminele să facă parte din mine. Și bineînțeles, și din alimentația mea. Și bineînțeles că iau și acel D3 și vitamina C, pe care nu-l iau constant din produsele pe care le găsesc în comerț. Deci odată, igiena personală și alimentația fac parte din obiectivele, din prioritățile mele mult mai atentă fiind acum decât, nu știu, acum 8 luni de zile. Da? Și modul de gândire, modul în care golesc balastul, modul în care mă încarc cu lucrurile frumoase și fac ceea ce... Uite, de exemplu, în fiecare dimineață eu sau prietenele ne sunăm una pe cealaltă pentru că suntem în diferite colțuri ale țării și ne sunăm una pe cealaltă ca să vedem cum suntem, să vedem care este starea noastră de spirit, să ne încurajăm una pe cealaltă, să râdem mult, să râdem mult. Luna decembrie pentru mine și în general iarna,
poate și pentru faptul că sunt berbec, poate și pentru faptul că sunt născută primăvara, era o perioadă de hibernare, de tristețe profundă, de răceam tot timpul, parcă intra toată ființa mea în precum frunzele intrau la macerat, așa intra și ființa mea într-un soi, repet, hibernare. Și cum dădea, se lumina puțin la sfârșitul lui februarie, începutul lui martie și dădea un strop de colț de iarbă, puf, explodam și eu ca bobocii ăia. Vreau să vă spun că suntem în luna decembrie și eu nu simt această deprimare și acest sentiment de interiorizare și de strâns în ființa mea. Pentru că mi-am propus un soi de echilibru. Nu echilibru e de conjunctură și foarte dinamic. Un soi de armonizare între ceea ce se întâmplă în afara mea, adică situația prin care trec, între puterea de a filtra informațiile și a văd știrile doar cele care mă interesează în mod deosebit. Am intrat pe Google, pe net și pentru că de asta folosim, de asta avem tehnologie, da? Și am început să văd ce-i cu coronavirusul ăsta, ce-i cu virusul ăsta? Și nu numai ce spun ai noștri, ci să intrăm pe alte site-uri ale unor alte țări care sunt foarte așezate în emoțiile lor. Fiica mea locuiește în Berlin, lângă un institut de virusologie. Și acolo vine o persoană specializată și informează constant cetățenii cu ceea ce se întâmplă. Dar liniștiți, calmi, care sunt bolile care favorizează, cum să zic eu, nu apariția, ci împământarea virusului în corp. Care sunt bolile la care trebuie să fim atenți și să ne consolidăm cu vitamine, cu surplusuri de vitamine și de minerale, tocmai pentru a face față acestei perioade. Pentru că dacă țesuturile, bolile țesuturilor moi sunt afectate, atunci am grijă la o tensiune arterială, la un diabet, am grijă ce mănânc. Am început să slăbesc din nou, pentru că supraponderalii au această poveste în ei. Primesc virusul cu brațele deschise. Cred că e un moment în care ar trebui să fim foarte atenți la noi și aceste cuvinte cu iubește-te pe tine înainte de toate n-ar trebui să fie doar o lozincă, n-ar trebui să fie un clișeu, ci ar trebui să fie o realitate. Și te iubești nu cumpărându-ți, că iată comerțul are de suferit și acum cei care erau obișnuiți să-și gestioneze emoțiile și deprimările și furiile în shopping, cam au de suferit și trebuie să schimbe macazul. Și să se întoarcă înspre sine. Nimic din ceea ce este material nu contează acum și nu este important pentru noi. Cred că trebuie să aducem, să învățăm să ne canalizăm emoțiile constructiv. Să învățăm să devenim puternici. Alimentație, igienă, întoarcere către sine, filtrarea informațiilor care vin și ne dau greu la psihic, descoperirea unor lucruri pe care le-am fi putut face până acum și nu am avut timp. Am o prietenă care s-a apucat de goblen. Alta ne face nouă fulare și mănuși. Eu m-am apucat de pictat și la anul vreau să învăț să cânt la pian. Am o fată care are o grădină mare și avea până nu demult oameni la sere și așa mai departe. A început să lucreze cot la cot cu ei. Cred că schimbarea asta de mentalitate, de fel în care vezi lucrurile, vezi munca în care percepi oamenii cu toate preocupările lor, cred că asta e un punct câștigat pentru noi. Și dacă nu știm cum, că vorbim despre mental, vorbim în continuu despre să medităm sau vorbim în continuu despre a-ți structura emoțiile, să le treci mintea, să scoboare în inimă, e un lung, un parcurs greu pentru că intervine orgoliul și obiceiurile și patternurile și intervine vanitatea, nu-i așa? Însă există cărți,
Există cărți pe care acum probabil este momentul să le parcurgem. Și există o rugăciunea este o latură, meditația altă latură, meditația sub toate formele ei. Și una dintre ele se numește mindfulness. Să ai capacitatea să conștientizezi că a fi prezent tot timpul în tine, în fiecare lucru pe care îl faci, în fiecare cuvânt pe care îl scoți din gură, în fiecare gest, să ai o prezență constantă, permanentă, într-un aici și acum. Rezolvă foarte multe lucruri. Iar să știți că rafturile librăriilor care sunt deschise sunt pline de cărți de genul acesta. Pentru că este momentul în care avem nevoie și de această informație și nu doar de informație, ci să aplicăm în activitatea noastră zilnică, în felul în care gândim, în gesturile noastre. Nu e ușor, că nu e ușor să fii tot timpul prezent, să te vezi pe tine vorbind și tu să fii atent, să fii în aici și acum. În schimb, există scriitori care au reușit să ajungă la mințile și la sufletele cititorilor. Și pentru că tot suntem în această poveste de Crăciun, pot să fac darul? Sigur că da, și pot să-mi vorbesc despre carte, sorry? Chiar vreau să-ți spun, să te rog, în cadrul campaniei Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine, ce titlu ai ales să dăruiești. Și apropo de ce spuneai tu puțin mai devreme, cred că în această perioadă, în ultimele 8-9 luni, am avut nevoie mai mult ca niciodată de tehnicile de meditație, tehnicile de mindfulness, rugăciunea pe care tu l-ai menționat puțin mai devreme. Pentru că, iată, și contextul a favorizat această situație de a fi mai mult cu noi, da, în interiorul casei noastre decât eram până în urmă cu 8-9 luni, când încercam așa cu niște mici supape. Aveai o problemă, bun, ies să mă întâlnesc cu o prietenă la o terasă, stăm la povești, bem o cafea, un ceai, sau ies cu un prieten. Acum am fost cumva restricționați și mai mult eram în situația, hai să stau eu cu mine. Da? Și cărțile, într-adevăr, mai ales cele de mindfulness, vin cumva în sprijinul celor spuse de tine. Și voiam să mai spun ceva celor care au probleme de sănătate. În această perioadă, eu am avut mai multe operații. 3 odată pe lună, iunie, iulie, august, am avut câte o operație pe ochiul drept. Iar acum 2 luni mi-am reoperat genunchiul drept, da? De un menisc năbădăios care se tot macină și se distruge. Totul vine înspre noi ca să ne trezească și să ne spună, corpul ne atenționează. Mihaela, vezi că acolo nu e în regulă. Mihaela, las-o mai moale, că ai tras o lungă perioadă de timp. Mihaela, ia mai așează-te tu puțin și privește real ceea ce se întâmplă în jurul tău. Haideți să fim puțin mai atenți la corpul nostru. Și din nou mă întorc la mindfulness și la acest soi de educare a minții și de învățare a ascultării stimulilor și semnelor pe care ni le dă corpul nostru. Și asta nu putem să o facem dacă trăim în afara noastră, ci înăuntru nostru, să putem să fim atenți. Unde mă gâdilă? Unde mă doare? Unde mă înțeapă? Unde mă trece un fior? De ce se întâmplă tot ce se întâmplă? De ce mă doare 2-3 zile la rând un anumit loc? Oare ce fac în așa fel încât corpul meu să nu fie mulțumit? Dar pentru asta nu trebuie să trec repede la pastile. Trebuie să stau să mă gândesc de ce mă atenționează corpul meu și de ce mă urechează, trimițându-mi tot felul de stimuli. Și vreau să vă recomand o carte pe care am să o și dăruiesc. Mindfulness zi de zi, oriunde vrei să mergi, acolo ești deja. Tu ești acolo deja în momentul în care gândul a ajuns acolo. Scriitorul se numește John Kabat-Zinn și cartea e la editura Heraldic, da? Am zis bine? Da, în colecția Așa. Mindfulness a editurii Herald. Exact, deci Mindfulness zi de zi, asta este una dintre cărțile pe care vă recomand.
Dar nu s-o citiți doar așa, ca pe o lectură, atenți fiind la acțiune, la ceea ce se întâmplă, ci sunt niște informații, subliniați-vă în carte, sunt niște informații pe care le puteți lua și aplica în viața voastră, zilnică. Adică să începem ziua cu o meditație mică. În mijlocul zilei, după ce am tras tare și am stat ori în fața laptopului, ori în grădină, ori ce știu eu ce lucrăm noi, mai iau o pauză mică și mă întorc înspre mine, înspre ființa mea. Iar seara, să nu închei seara, dacă nu trec prin acest proces de golire a minții și de stat în tine, într-un aici și acum. Programându-ți, de ce nu, ziua de mâine. Iar această carte, pentru că tot este Sfântul Ștefan, vreau să-i o dăruiesc unuia dintre cursanții mei în tehnica și arta livrării discursului. Se numește Sebastian Ștefan Pintea și este din Oradea. Și cu ocazia asta îi spun și la mulți ani. Și să fie sănătos și mai ales să primească, pentru că va fi în curând tătic, să primească noua viață cu o minte echilibrată și armonioasă și într-o tihnă a mentalului în armonie cu emoția. Asta îmi doresc din tot sufletul pentru ei, pentru această minunată familie. Iată, la Sebastian Ștefan Pintea, îi urăm și noi la mulți ani, va ajunge cartea Mindfulness zi de zi de Jon Kabat-Zinn, o carte publicată în colecția Mindfulness a editurii Herald, dăruită de Mihaela Tatu. Noi îți mulțumim foarte mult că ai fost alături de noi, că ți-ai făcut timp, iată, astăzi, duminică, să stăm puțin de vorbă. Să încheiem așa cu partea frumoasă a tehnologiei. Asta exact, e partea frumoasă a tehnologiei. Să încheiem cu inima și cu sufletul împăcate acest an și să avem această deschidere pentru anul ce stă să vină, cu curaj, spun eu, cu optimism, cu încredere. Că ne vom... Și să ne educăm copiii, îmi cer scuze că te întrerup, să ne educăm copiii, mai ales mă gândesc la părinți, să fie pregătiți. Nu poți să fii pregătit pentru orice, n-ai cum. Însă dacă nu poți să aduci timpurile la copil, să-l faci pe copil să fie pregătit pentru orice va trăi sau aproape pentru orice va trăi, să educăm răbdarea și puterea de înțelegere și să le dăm cărți de mindfulness, pentru că ei asimilează mult mai ușor și pot să ne fie exemple personale. Dar să avem grijă și de noi, și nu grijă, să fim atenți cu felul în care gândim. Și asta să se răsfrângă și asupra copiilor noștri, pentru că educația unui copil începe odată cu educația părinților, respectiv cu educația mamei, în mod deosebit. Gata, nu te mai întrerup. Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine această frumoasă campanie. A fost alături de noi Mihaela Tatu, coach, trainer. Îi mulțumim încă o dată foarte, foarte mult. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Să aveți o duminică binecuvântată, la mulți ani încă o dată tuturor celor care poartă numele de Ștefan, Ștefania și derivatele acestora. Și să ne vedem cu bine. Să aveți o zi frumoasă și, bineînțeles, lectură plăcută. La revedere! Rămâneți cu bine!